De 17 săptămâni, Israelul fierbe. Sâmbătă, 10.000 de oameni sub o mare de steaguri israeliene au ieșit pe străzile din Tel Aviv pentru a protesta față de planurile guvernamentale de revizuire a sistemului judiciar. Oamenii cer premierului Benjamin Netanyahu să renunțe la planul lui, acuzându-l că astfel împinge țara spre dictatură. Protestatarii au ieșit în 150 de locații diferite. Compania israeliană Crowd Solution a estimat că aproximativ 200.000 de persoane s-au adunat la protestul principal din Tel Aviv. The majority is 64 and they think that they you know they want to go their way, but they still have to keep the democracy. It doesn't give them a mandate to change the you know the to change the system. It doesn't give them the right to create a dictator. Netanyahu a amânat planul luna trecută după ce protestele antiguvernamentale în masă s-au intensificat și au amenințat chiar că paralizează economia. I'm here like hundreds of thousands of others every week to demonstrate, to demand that the government maintains a democratic country. Without democracy, we don't have a health system, we don't have justice, and the whole Zionist dream will fail.